Doamnelor, domnilor, bună seara! Eu sunt Elena Guțu și vă salut de data aceasta la Portret Obiectiv, un dialog despre oamenii care cresc o țară. Fundația oricărui stat este educația celor tineri. De aceea, astăzi ne propunem să-l cunoaștem pe omul cetății în educația din Republica Moldova sau un destin în slujba educației. Alături de noi este rectorul Universității de Stat din Moldova, domnul Igor Șarov. Bună seara și bine ați revenit la noi! Bună seara și bucuros să revin iarăși la emisiunea dumneavoastră și mulțumesc foarte mult pentru această apreciere. Vă mulțumim mult. Iată, astăzi ne-am schimbat cumva cu rolurile. Ne propunem să vă descoperim, domnule Șarov, poate altfel, dincolo de acel dialog pe care îl avem de fiecare dată despre o anumită temă. După cum menționam, dumneavoastră sunteți omul cetății în educație, sau cel puțin așa vă percepem noi, iar educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea. Și în această ediție, după cum am menționat, ne propunem să-l descoperim pe omul Igor Șarov, dar până a face acest lucru, vă invităm să urmărim câteva declarații, inclusiv pe care le-ați făcut anterior în cadrul ciclului de emisiuni Obiectiv Comun. Să urmărim puțin. Cea mai mare bogăție a Universității de Stat din Moldova dintotdeauna au fost oamenii, profesorii și studenții. Suntem într-o anumită etapă când înțelegem foarte bine că trebuie să investim în noi. Ori, COVID-ul ne-a făcut să înțelegem ce înseamnă învățământul la distanță și în mare măsură el a grăbit multe procese. Clar că nimeni și niciodată nu va putea să înlocuiască forma fizică de studii pe deplin, dar în același timp faptul că a grăbit este un fapt indiscutabil. Și chiar dacă uneori apar anumite reticențe față de schimbări, adesea unii dintre noi optează pentru forme tradiționale, ele trebuie să se producă. Și eu cred că trebuie să existe o sinergie între lumea industriilor creative și procesul educațional. Există o sintagmă, haideți și vom construi poduri, nu cetăți. Noi am extins-o la alt nivel, la nivelul românilor, cele două maluri Purtului. Haideți și vom construi nu poduri de flori, sau nu doar poduri de flori, poduri de diplome, poduri de cunoștință. Beneficiile pentru absolvenții celor două universități, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea din București, sunt unele enorme, în opinia mea. Cei care intră la facultățile care vor primi diplome duble, vor primi o diplomă inclusiv europeană a Universității din București. Un cuvânt ar trebui să ne însoțească noi în permanență, acesta este recunoștință. Recunoștință pentru efortul care îl depune Guvernul României într-o a susține întregul sistem educațional din Republica Moldova, pentru că este imposibil astăzi să ne imaginăm Republica noastră fără cele 1100 de grădinițe, fiți atent la cifra care a fost lansată de către domn-ministru Topală, cu investiții de 30 de milioane de euro. Imposibil de imaginat astăzi sistemul învățământului și sistemul învățământului superior din Republica Moldova fără de înglobare în învățământul general românesc. Îmi doresc o compatibilizare a programelor de studii, îmi doresc ca podurile de flori să transforme în poduri de cunoștință, poduri de diplome, poduri de proiecte, poduri de realizări, poduri de noi idei, în toate domeniile. Domnule Șarov, dacă deschidem Wikipedia, acolo sunteți prezentat ca profesor, istoric, politician din Republica Moldova, doctor în istorie, ați avut mai multe funcții în cursul carierei dumneavoastră, ați fost ministru, secretar general al Ministerului Educației, actual rector USM. Întrebarea ar fi, seara când reveniți acasă, de fapt, cum vă identificați dumneavoastră, Igor Șarov, cine este? În primul rând, mă identific ca omul Igor Șarov atunci când revin în familie, în rarele clipe, fiindcă regimul meu de muncă dintotdeauna a fost de la 6 dimineață până la 9 seara, inclusiv sâmbătă, duminică, și cei care au avut de suportat consecințele nefastele deciziilor mele de a mai dedica muncii au fost cei din familie. În același timp, mă regăsesc în oricare din ipostazile care ați anunțat dumneavoastră, fie de profesor universitar, de
editor, mai puțin de politic. Eu mă consider un promotor al politicilor educaționale și vreau să cred că experiența care m-a culat-o pe parcursul vieții, eu nici pentru clipă nu am plecat la Universitatea de Stat din Moldova din anul 1984, atunci când am devenit student la cea mai prestigioasă facultate a acestei universități, Facultatea de Istorie, și am parcurs toate etapele, doctorand, doctor în știință, lector, lector superior, conferențiar universitar, prodecan de facultate, decan, și cu fiecare treaptă acumulam ceva nou. Ori experiența care am acumulat-o după 2014 până în anul 2020, în funcțiile pe care le-ați enumerat dumneavoastră, mi-au dat o altă experiență și vreau să cred că pot să apreciez atât de jos, da, anumite procese, cât și de sus. De fapt, ați menționat și dumneavoastră, din 84 până în 91 ați studiat la Universitatea de Stat din Moldova. Cât de diferită este alma mater cea de atunci când ați fost student și cea de astăzi? Evident că o vedeți, o revedeți cu alți ochi, cu ochii unui constructor de data aceasta. Oricum, cât de diferită este instituția de atunci și acum? Este diferită fiindcă sunt diferite condițiile în care activează astăzi universitatea, sunt diferiți oamenii, sunt diferiți studenții. Unul din dascălii mei spunea că istoria este succesiunea generațiilor. Ori fiecare generație este mai bună decât generația precedentă, fiindcă posibilitățile care le oferă, spre exemplu, astăzi secolul 21, sunt cu totul altele pe cei care le aveam noi în secolul 20, ori atunci când am devenit eu student la Facultatea de Istorie, sigur că sunt situațiile diferite în ceea ce privește problemele legate de admitere, ori atunci aveam un concurs de 9 oameni pe un loc la Facultatea de Istorie, iar după ce intrau cei cu medalie de aur, după primul examen, se susțineau 4 examene la admitere, concursul ajungea până la 25-26 de studenți pe un, de abiturienți pe un, pe un loc. Concursurile erau mari, astăzi nu se mai repetă o situație existentă în acea perioadă. Interesele sunt diferite, predilecția pentru alte specialități, dar ne bucură că situația se schimbă treptat și admiterea din acest an ne demonstrează acest lucru. Faptul este că studenții noștri sunt foarte buni. Foarte buni. Sunt foarte buni și acest lucru nu trebuie să demonstrat, pentru că cei care pleacă în România la studii, în Europa, în Statele Unite Americii, demonstrează cu brio acest lucru. Cei care rămân la studii acasă, fac față cerințelor, ceea ce dovadă și a unui sistem educațional în învățământul general din Republica Moldova, cu toate criticile care îi se aduc, avem profesori buni care au făcut, fac și vor face, că sunt sigur, în continuare. Trebuie doar susținuți. Domnule Șarov, iată, dumneavoastră ați menționat că fiecare generație este mai bună decât cea precedentă. Sunteți omul care vorbește cu multă speranță despre tinerii de mâine? Eu cred în ei. Eu cred în acești tineri și pe parcursul perioadei din după 1991, când am rămas ca cadru didactic la Facultatea de Istorie, am cunoscut diferite generații și cunosc și în continuare. Mi-am păstrat orele la facultate, atât la licență cât și la master, și pot cu certitudine să vă afirm că avem studenți foarte buni. Mulțumim! Noi am deschis și CV-ul dumneavoastră pentru a avea câteva date de referință despre cariera și activitatea dumneavoastră profesională. Vă propunem să fim atenți la ecran. Igor Șarov este profesor, istoric, editor și politician din Republica Moldova. S-a născut la 3 noiembrie 1967 în raionul Căușeni. A învățat la școala medie numărul 1 din Căușeni, absolvind cu medalie de aur. Între anii 1984-1991 a studiat la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie, și este licențiat în istorie. În 1995 devine doctor în istorie cu teza Basarabia în istoriografia rusă. Actualul rector al USM își începe cariera didactică în 1992 în calitate de lector la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova. A fost prodecan, iar apoi decan al Facultății de Istorie și Filozofie a USM. În perioada 2013-2017 a fost viceministru la Ministerul Culturii, iar în 2017-2019 a deținut funcția de secretar general de stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. A preluat conducerea acelui
aceluiași minister în martie 2020 în cadrul guvernului Ion Chicu și a fost revocat în noiembrie același an. Cunoaște valoarea cuvântului în calitate de președinte al Comisiei de Editare a Cărții Naționale, istoricul și editorul Igor Șarov a susținut apariția a peste 300 de volume. A publicat peste 130 de articole științifice, studii, monografii și culegeri de documente tipărite la Chișinău, Iași, București, Oradea, Cluj-Napoca, Moscova, Manchester. Funcțiile ocupate i-au confirmat convingerea că un proces de instruire eficient poate fi realizat doar în cadrul unui sistem managerial eficient. Domnule Șarov, dacă vă propunem un exercițiu, de exemplu să vorbim despre dumneavoastră la persoana a treia, copilul Igor Șarov, el a fost copilul care mereu a dorit să devină profesor, să facă istorie, mai ales că și părinții dumneavoastră au fost profesori. Ați urmat visul dumneavoastră sau ați urmat visul părinților? Categoric am urmat visul meu și părinții m-au susținut. Eu cred că în clasa 7 sau 8 deja știam că vreau să merg la facultatea de istorie la Universitatea de Stat Moldova, cea mai prestigioasă facultate de atunci. Nu pot să-mi aduc în toate visurile mele din copilărie, spre exemplu, de a deveni cosmonaut sau o altă profesie. Părinții m-au susținut în realizarea visului meu, cu atât mai mult că atât tata cât și mama au fost absolvenții universității din Tiraspol și au fost repartizați la școala din Tănătari, raionul Căușeni, ca tineri specialiști, unde și m-am născut. Apoi ne-am mutat cu traiul la Căușeni și de Căușeni legată toată viața, atât a părinților mei, cât și a mea personal, cu scurt perioadă, atunci când au fost profesori sau au lucrat în satul Ursoaia, același raion, clasa 1 și a 2, am făcut un acest sat minunat. Tata cu mama mi-a oferit tot de ce are nevoie un copil. Noi am fost înconjurați de dragoste și am fost înconjurați de carte. Atât eu, cât și sora mea, Mariana, care de altfel tot a absolvit cu medalie de aur școala numărul 1 din Căușeni, actualmente liceul Mihai Eminescu, carte o găseați peste tot. Așa cum din greu atunci trăiau profesorii, atunci când părinții s-au mutat în 1998 la Chișinău, după ieșirea la pensie, am ieșit cu un apartament modest de 3 camere, dar în schimb toate investițiile care au fost făcute au fost făcute în mine și în Mariana. Mămica a fost profesoară de chimie, tăticul profesor de fizică și matematică și eu vreau să cred că undeva eu am realizat un vis a tatălui, care a vrut să meargă la facultatea de istorie, dar bunelul meu i-a recomandat mai bine ar fi să meargă la facultatea de fizică și matematică. Repet, de cărți am fost înconjurat peste tot, dar nu aveam loc în apartament deja pentru cărți, plus la toate eram prezent la bibliotecă, atât la biblioteca școlii cât și la biblioteca raională, deci părinții nu au avut decât să-mi susțină atât visul meu cât și visul a surorii mele, care a terminat Universitatea de Medicină. Foarte frumos. A fi profesor, domnule Șarov, în anii respectivi, inclusiv și acum, dar și mai mult în trecut, era un prestigiu. În acest curs, în acești ani, unde ne-am pierdut? Poate de ce astăzi foarte puțin tineri vin la universitate pentru a deveni profesori? Fie că vorbim despre pedagogie, fie că vorbim despre istorie sau o altă materie. Unde ne-am pierdut în acest traseu? Da, însă cifrele care vă le-am prezentat de astăzi, concursurile la specialitățile pedagogice, vorbeau despre un prestigiu acest specialități, ori pentru a vă duce exemplu la țară, ori la oraș, dar în special la țară, în fața profesorilor, scăteau persoanele în etate pălăria, cei tineri permanent să dădeau bună ziua, bună seara, în semn de pietate. Așa era un spirit aristocratic al profesorilor.
lor comparabil, dacă vreți, cu cel din perioada interbirică din România. Am mod de pierdut mult după 1992 și cifrele vorbesc de la sine. Dacă în 1995-96 noi am avut peste 2000 de absolvenți ale instituțiilor superioare de învățământ care au optat pentru o profesie de pedagog, în anul 2018 noi am avut doar 230 din cei care au mers după repartizare la instituțiile de învățământ în general, deci noi avem o scădere dramatică a celor care au mers în școală, dar în același timp anumite măsuri care au fost primite în perioada anilor 2017-2018 au adus la ceea că în 2020 noi am avut pentru prima dată o creștere cu 60 de persoane, deci la 230 la 290, nu de ce m-ar bucura aceste cifre, dar pentru prima dată această tendință s-a schimbat. Deci, pe lângă factorul financiar, noi trebuie să vorbim despre prestigiul profesiei de pedagog nu numai în cuvintele și declarațiile politicienilor. Sistemul acesta trebuie să-l iubești. Să-l iubești din interior, să cunoști activitățile a profesorilor. Eu mi-aduc aminte de mic copil, eram în cancelarie printre profesori, alergând prin sălile de cursuri, prin cancelarie, știind de problemele existente, de relațiile între profesori. Ar fi trebuit mai multe măsuri din partea a guvernului pentru a stopa aceste procese și pentru ridicarea procesului prestigiului ar fi trebuit profesorii să fie protejați. Astăzi profesorul ca niciodată nu este protejat în auditorie. Prea mulți specialiști, ori mai precis pseudo-specialiști în politicile educaționale sunt în jur și cred că urmărind această emisiune, profesorii mă vor înțelege foarte bine. Deci, un sfat și pentru părinților, cei care sunt din afară sistemului educațional, lăsați, vă rog, profesorii să-și vadă demisia lor în condițiile foarte complicate pentru trecem de astăzi. Ei sunt eroii zilei de astăzi. În repetate rânduri am spus și în condițiile COVID-ului. COVID-ul ne însuțește încă în continuare, dar deja ne-am deprins cu acesta. Haideți să lăsăm profesorii să-și facă meseria și să terminăm această bagiocură în atitudine față de ei. În perioada în care dumneavoastră ați fost ministru, în retorica publică pe care ați avut-o, mulți profesori s-au regăsit și s-au simțit protejați cumva. Întrebarea ar fi, ați avut permanent această dorință de protecție, de a reveni, de a readuce acest prestigiu pentru cadrele didactice? Eu dintotdeauna mi-am dorit acest lucru și mă bucur de această apreciere. Eu cred că orice ministru trebuie să înțeleagă acest lucru, că profesorii trebuie să se simtă protejați. Și opinia ministrului nu este una hotărătoare, dar este una esențială, în special în condițiile foarte complicate ale COVID-ului în care ne aflăm și prin multiple probleme legate de sănătate și a unui ster de incertitudine care a cuprins întreaga societate, a unei situații neclare pentru ziua de mâine, amestecul politicului era unul inadmisibil. Acel duelul pe care l-ați avut dintre ministrul Igor Șarov și fostul președinte Igor Dodon a continuat, poate, dincolo de ochii presei sau a societății civile? Eu n-aș spune că a fost un duel. Eu, în orice caz, nu-l privesc ca un duel. A fost obligația mea morală în calitate de ministru să-mi protejez sistemul educațional. Da? Ori atunci când spunem una și facem altceva, în condițiile în care profesorii erau sufocați în auditoriu în Mești, într-o scurtă perioadă de timp, după 1 septembrie, atunci când am revenit după o pauză de 4 luni, din martie până în iunie, în aule, și în moment când se încerca să fac agitație politică în școli, ori în momentul când și mai strașnic, se încercau tăierii de panglici în viceile din Republica Moldova. Eu eram telefonat de colegii mei, oameni de știință, de peste hotare din Occident, în care nu încercam să mă justific. Lucrurile păreau ridicole. Suntem un stat democratic în care trebuie să-mi spunem foarte clar, școala trebuie să fie în afara politicului. La răspuns la întrebarea dumneavoastră dacă a continuat, da, au fost urmări.
Au fost urmări și urmări destul de grave care sunt inadmisibile pentru un sistem educațional care pretinde a fi aparte totalmente de politic. De altfel, eu am avut o susținere enormă din partea profesorilor de Republica Moldova, din partea șefilor direcției raionale de învățământ, care au salutat această inițiativă și, respectiv, în momentul când încerca cineva din politicieni să intre în școli, spunea că ministrul nu ne permite acest lucru. Și lucrurile au foarte, foarte clare. S-a văzut destul de clar apariția multiplor articole atunci când am candidat la funcție director a Universității de Stat din Moldova. Nici n-am știut atâtea despre mine. Articole scrise la comandă, ori calomnii diferite. Ne mai vorbim de o perioadă de tergiversare denumirea mea în funcție de rector. Clar că acestea sunt nu altceva decât consecințele faptului că ți-ai expus un punct de vedere. Însă și faptul că abia pe data de 17 martie, după alegerile care s-au încheiat în 17 decembrie 2020, am fost confirmat în funcție pe data de 17 martie 2021 și iarăși sub influența a colegilor de la universitate, care le dispunesc foarte mult, a colegilor din Parlamentul Republicii Moldova, care și-au expus punctul de vedere, în care Ministrul Educației, Culturii și Cercetării pe atunci, clar că îndeplinea o comandă de ordin politic și nu mai e puțin ca atât. Noi vorbim despre autonomie universitară pe de o parte și în același timp facem totalmente altceva. Aș putea să vă duc și mai multe exemple. În calitate de director ales în februarie 2021, nu confirmat, eram ales și doamna Otilia Dandara deținea funcție de rector interimar. Am primit o invitație la București, la invitația colegilor noștri, a domnului Marian Preda, a prorectorilor de la universitate, pentru un schimb de experiență și a punerea a proiectelor pentru viitor. Fiindcă timpul se scurgea, nu eram confirmat, dar în același timp bugetul deja era aprobat pentru anul de studii, dar oricare din zile, nu vorbesc de luni, care este pierdută la început de an, are consecințele nefaste în continuare. Și în acest moment ministrul interzice doamnei Otilia Dandara să plece în deplasare. Ajungem noi în condițiile unei autonomii universitare ca rectorul, ca un ministru să-ți spune îi permite sau nu îi permite un nou rector. Noi mergem pentru stabilirea noi relații, nu mergem pentru a ne satisface anumite ambiții ale noastre personale sau altceva. Bine, după o intervenție respectiv la minister, problema a fost soluționată. Ori în ce societate noi trăim? Atunci când ne întâlneam cu ministrul educației din România, ori cu alți colegi rectori și vorbim de acest caz, spuneam că e inadmisibil. Da? Noi credeam că Republica Moldova într-un stat democratic, da, au fost niște cazuri, dar sper că ele se ține de domeniul trecutului și de fiecare dată te sugerez fiecare din rectori ori din colegi să nu se teamă. Atunci când îți propui tu anumite scopuri și trăiești pentru a-ți realiza un vis legat de instituția ta, niciun ministru nu poate să oprească o instituție de învățământ. Sigur că da. Vorbiți de foarte multe ori cu multă speranță în discursul pe care îl aveți și de asemenea, iată, vorbiți despre felul în care ar trebui eliminat frica. Dar vă amintiți dumneavoastră ce ați simțit inclusiv în ziua în care ați fost demis din funcția de ministru? De fapt, însă ziua de 10 noiembrie nu a fost o zi, o decizie neașteptată pentru mine, fiindcă noi știam de acestea cu vreo câteva zile, cred că 4 sau 5 zile înainte, atunci când am fost informați de conducerea formațiunii politicii care ne-a delegat în funcțiile de miniștri. Pe data 10 noiembrie vom părăsi această coaliție. Gândurile mele erau la lucrurile care încă nu au fost realizate în scurtul mandat care l-am avut. Un mandat de 254 de zile, dar a fost un mandat plin pentru mine, în care istoria respectiv, după ce vor scoase toate documentele la suprafață, va demonstra sau nu va demonstra în ce măsură a fost eficientă. Dar pot să vă spun cu siguranță că am depus tot ce am putut. Da, primele 100 de zile eu nu am fost acasă. În ziua de 17 martie 2020 până în, la sfârșitul lunii iunie, 100 de zile pentru a-mi proteja acasă
acasă familia. Eu am locuit la copiii mei, copiii mei împreună cu nepoții s-au transferat în casa noastră, au locuit împreună cu soția și a fost o perioadă destul de complicată, dar am considerat că așa trebuie. Așa trebuie și am depus foarte multe eforturi. Cu referire la aceste proiecte, poate care chiar urmau în acest mandat de ministru, domnule Șarov, iată reforma universitară. Dumneavoastră sunteți una dintre vocile care susține că mediul academic are nevoie de o asemenea transformare. În cazul, în situația în care era să rămâneți ministru, era să promovați o asemenea reformă în timpul mandatului? Elena, aș schimba puțin accentele. Chiar în acest mandat scurt am început această reformă universitară. Eu aș împărți întrebarea noastră în două părți. Prima, necesitatea reformei. Despre necesitatea acestei reforme am vorbit dintotdeauna, din perioada anilor 2017-18-19, atunci când în calitate de secretar general al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, care era condus de Monica Babuc și în jurul care am format o echipă extraordinară de secretari de stat și am pregătit mai multe documente, inclusiv și reforma cu sprijinul a partenerilor noștri de dezvoltare. Am avut mai multe studii. Studia Băncii Mondiale, studia Fondului Monetar Internațional, un studiu a Fundației Friedrich Ebert Stiftung, a Fondului de Implementare, a Centrului de Implementare a Reformelor, dar și datele pe care le vedem la Biroul Național de Statistică sunt îngrijorătoare. Acestea ne demonstrează că de anul 2030 m-am referit și cu alte ocazii la aceste cifre. Vom ajunge la 13.000 de studenți, în opinia domnului Grimalski. Eu punem o cifră mai optimistă de 18.000 studenți, dar ea nu schimbă. Nu schimbă situația, fiindcă din 2007, atunci când erau 132.000 de studenți, am ajuns în 2015 la 92.000 de studenți, în 2020 la 52.000 de studenți. Și aceste cifre vorbesc despre situație demografic catastrofală în Republica Moldova. Pentru comparație, cifre la care m-am referit, o universitate din Cluj are în jur de 55.000 de studenți, cea din București de 34.000, din Iași 24.000. Ori astăzi, ce se întâmplă în Republica Moldova, Universitatea de Stat are în jur de 10.500, Universitatea Tehnică în jur de 9.000, Universitatea de Medicină în jur de 6, și o cifră de 13.000, când ajunge în 2030, despre ce ne vorbește? Numărul de instituții superioare de învățământ în același timp rămâne în același. Deci, necesitatea reformei o recunosc toți. Cea de-a doua parte, astăzi noi suntem la cea de-a doua parte a reformei. Prima parte a fost realizată în mandatul meu de ministru al educației și ea s-a constituit din trei piloni. Primul, aprobarea noii metodologii de finanțare per student a învățământului superior. Această metodologie a întârziat. Despre necesitatea ei vorbeau din anul 2012 și în fiecare an se aprobau hotărâri de guvern care spunea la anul viitor au aprobat o nouă metodologie. Iată și a fost aprobată. Este, apropo, un pilon foarte important a reformei de astăzi. Cel de-al doilea a fost fuziunea celor două universități. Universitatea Dimitrie Cantemir și Institutul de Relații Internaționale din Moldova, care și-au încetat activitatea. Mi-a documentat că la sfârșitul lunii mai, anului 2020, am organizat un briefing în care am vorbit despre esența acestei reforme și am avut două luni de dezbateri. Două luni de dezbateri și abia la sfârșitul lunii iulie a fost primită de către guvern această decizie. Erau foarte multe voci care se împotriveau acestei, vorbind despre importanța Irimului, în special a Irimului, a Universității Dimitrie Cantemir, dar am rezistat, noi ne-am vorbit în cabinetul de ministru, ne-am avut o unitate de idei vis-a-vis de acest proces. Când sunt două luni. Două luni paralele. Este lumea Facebook-ului, pe de parte, unde este foarte mult populism, puțin specialiști în domeniul politicilor educaționale. Realitățile, acum, de parcursul zilei de astăzi, ne demonstrează că am avut dreptate. Spre exemplu, la Institutul de Relații Internaționale, la universitate au ajuns doar 13 studenți și la Academia de Administrare Publică 19 studenți. Puteți să-mi spuneți de asta, noi putem ține o universitate de 30 de studenți și având în state rectori, prorectori, cadre, planificare, contabilitate, plăți pentru căldură, pentru electricitate, lucrurile după mine sunt clare. Același lucru în cazul Universității de Cantemir, care au ajuns 70 de studenți și cel de-al treilea pilon a acestei reforme a fost proiectul Băncii Mondiale.
Am avut onoarea să conduc acest proiect a Băncii Mondiale din anul 2017, fiind în funcție de director executiv. Și în anul 2020 am semnat memorandumul cu Banca Mondială. Astăzi, aceste 700 de milioane de lei stau la baza acestei reforme. Deci astăzi noi asistăm la cea de-a doua etapă a reformei, care a fost începută în anul 2020 și care a avut la bază acești trei piloni. Eu vă asigur că va urma și cea de-a treia etapă. Ceea ce a fost făcut astăzi a fost un act de curaj, în punct de vedere de o voință politică asumată și cred eu ar trebui să trecem peste frază populiste și specialiști în domeniul politicilor educaționale să-și spună vocea ta și nu, vocea sa și nu steam. Altfel am putea să asistăm într-un proces asemănător cu cel din perioada anilor 2002-2013, atunci când formațiunile politice din coaliție care existau trăgeau la turta sa și se investeau în școli în care peste noapte se închideau. Haideți să vedem astăzi în anul 2022 și guvernul, aici ar trebui să spun foarte, foarte clar care este poziția. Da, astăzi avem un număr X de studenți. Către anul 2030, prognozele a specialiștilor în domeniul politicilor educaționale este următor. De aceea, una, necesitatea reformei și cea de două, despre faptul că am început această reformă și am avut sprijinul cabinetului de ministri, a primului ministru Ioan Chip, chiar dacă au fost presiuni enorme din punct de vedere politic, dar am putut să le demonstrez necesitatea acesteia. Și doar o referire inclusiv la perioada aceea în care ați fost dumneavoastră ministru, menționam despre faptul că cadrele didactice se simțeau sub umbrela dumneavoastră prin mesajele pe care le spuneați în public. Întrebarea ar fi, domnule Șarov, este o altă persoană care v-a scris sau vă scrie vreodată discursurile publice sau o faceți dumneavoastră? Nu, descriu eu toate discursurile mele, postările pentru Facebook, articolele științifice. Dacă public cu cineva lucrare, apare respectiv și familia. Vreau să zic că de unul singur nu poți realiza ceea ce îți propui. În mandatul ministru eu n-am dat nicio persoană afară de la minister. Și vreau să spun că am avut o colaborare foarte bună cu direcțiile, direcția de învățământ general, învățământ profesional tehnic, învățământ superior și vreau să te mulțumesc pe această cale. O altă parte a succesului cred că a fost asigurată și de faptul că cu direcțiile, șefii direcțiilor raionale de învățământ aveam în permanență un contact timp de jumătate de oră prin diferite, prin Viber, WhatsApp și am avut un cabinet al ministrului extraordinar, doamna Mariana Marin, șefa cabinetului și consilier Daniela State, care veneau din profesori, da, proaspeți și cunoșteau la perfecție sistemul educațional, nu din punct de vedere teoretic, și era o echipă care mă caracteriza pe mine, deci răspunsul la întrebarea dumneavoastră, nici parcursul anilor și nici acum nu am apelat la altcineva. Este altceva, este direcția de comunicare în minister, care publică comunicatele respective ale vizitele ministrului, așa mai departe, la care ministrul are o atribuție mai mică. Da, cum credeți, domnule Șarov? De ce v-au iubit sau vă iubesc profesorii? Nu pot să vă răspund la această întrebare. Cred că am depus mult suflet în ceea ce fac. De regulă, eu nu mint. Și nu numai de regulă, eu nu mint. Poți să mergi liniștit pe stradă cu inima păcată că ai făcut tot, dar aceasta necesită eforturi. Eforturi și la aceasta are de suferit mai mult familia de la neprezența acasă. Eu nu suport persoanele care vin de la oră până la oră numai pentru a primi un salariu, în special atunci când ești în pedagogie. Pedagogul care vine să chinuie la ore, mai degrabă decât mă scrie cerere și pleacă, pentru că consecințele sunt sistemului educațional, dar eu le sunt recunoscător că profesorilor că în această perioadă foarte și foarte complicată noi am putut să ne unim și această unitate a fost apreciată și peste hotarele Republicii Moldova. Noi ne-am acomodat foarte rapid la realitățile existente. Prima perioadă a fost cea mai complicată din martie până în iunie, dar eu cred că unii dintre primii Europa, n-am să primeresc acest lucru, am început în începutul lunii iunie, atunci când erau discuții inclusiv
inclusiv Republica Moldova, că școlile vor fi închise până în luna septembrie din partea unor entități, n-am să deschid aici parantezele, noi deja pregătim scenariile pentru începutul anului de studii pentru luna septembrie și cele 8 scenarii care au fost propuse pentru școli, ele s-au păstrat și până în perioada, până în anul 2022, unde le-am dat posibilitatea directorilor de școală, directorilor regionale de învățământ să opteze pentru unul sau altul din scenarii, când situația de la școală la școală, în dependență de numărul de elevi în școală, ori de alte varii. Noi ne-am întrebat, de fapt, i-am întrebat pe colegii dumneavoastră, pe oamenii care vă cunosc, cine este omul și colegul Igor Șarov, vă invităm să ascultăm câteva voci. Cu rectorul Universității de Stat din Moldova, conferențiarul universitar dr. Igor Șarov, mă cunosc încă din timpul anilor de studenție. Deci mă refer la anii 1987-1991, o perioadă frumoasă, o perioadă revoltătoare, ani plini de speranță și zbucium, încă de atunci îl caracteriza o erudiție deosebită și acest fapt probabil poate fi explicat că domnia sa se trage dintr-o familie de pedagogi. Trăsăturile distinctive a domnului Șarov este această bunătate sufletească, în primul rând, și spiritul de a înțelege și a-i respecta pe cei din jur. Îl cunosc pe Igor Șarov din 1984. Ceea ce simt și văd și aud și conform comportamentului este pentru el familia este o valoare, ține foarte mult la familie și pune accent pe familie în comunicarea cu colegii, pentru că indiferent de sarcele pe care le avem la lucru, dumnealui întotdeauna zice familia, copiii, nepoții sunt o prioritate, este cu inițiativă, știe să ia decizii și nu se teme de nou și confirm acest lucru în baza unor argumente pe care le-am văzut de-a lungul vieții. Adică un prim exemplu, când pentru mine a fost o descoperire că ia rapid decizii și deciziile sunt de perspectivă, e când în anii 90 a fost mare nevoie, era o lacună în cunoașterea istoriei noastre și atunci Igor Șarov împreună cu, de exemplu, cu Igor Rojov au fost cei care au creat primele suporturi de conținut pentru profesorii de istorie și nu doar pentru profesorii de istorie, dar pentru întreaga societate. L-am cunoscut pe domnul rector Igor Șarov cu ocazia primei mele vizite la Chișinău în calitate de secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Și pentru mine și pentru domnia sa erau primele întâlniri oficiale. Am cunoscut atunci un om erudit, un om alături de care am reușit pe parcursul a aproape 2 ani de zile să construim lucruri importante și proiecte la fel de importante pentru Universitatea de Stat din Moldova. Pe lângă faptul că este un profesionist desăvârșit, mi-a demonstrat că este un om simplu, cu o inimă extraordinară și ce am văzut și apreciat la domnul Șarov e că iubește într-adevăr România și prin tot ceea ce face dorește și demonstrează nu doar prin vorbe că vrea o adevărată apropiere și apropiere reală între cele două maluri ale Prutului. Unica interacțiune pe care am avut-o noi, aș putea spune că este o persoană destul de bună și este deschisă către studenți și ascultă problemele studenților și încearcă într-un mod cât mai legal să soluționeze sau să facă cât mai bine pentru alte părți, pentru profesori și pentru studenți. Deoarece acesta e domeniul mult mai aproape de dumnealui, iar în politic cred că e mult mai greu. Ultimul tânăr este un student și noi l-am întrebat cum crede, în care rol Igor Șarov se simte cel mai util, cel mai comod. Dumnealui a menționat că ceea ce faceți acum vă vine ca o mănușă. Dumneavoastră, cum credeți? În care funcție vă simțiți cel mai util?
E o întrebare foarte complicată. Eu am studiat parcursul vieții oriunde nu aș fi fost să depun suflet. Da? Fie că a fost funcție de prodecan, de decan, de secretar general, ori de ministru, dar în special acum când mă aflu în funcție de rector a celei mai prestigioase instituții de învățământ superior din Republica Moldova, este cuvânt legat de responsabilitate. Este responsabilitate și nu ar trebui decât să ne plângem pe o situație precară din punct de vedere financiar, fiindcă bani de la buget nu vin, cu echipa managerială, cu decanii de facultăți, cu colegii de la universitate, încercăm pe intermediul diferitor proiecte și au deschidere enorme de partea partenerilor de dezvoltare, de partea României, să le realizăm și să le implementăm în practică. Doamna Dandara menționa că pentru dumneavoastră familia este o valoare. Se cunoaște foarte puțin în cercurile largi despre familia dumneavoastră. Domnule Șarov, cine sunt, iată, oamenii de referință din viața dumneavoastră? Da. Familia din totdeauna a fost tot pentru mine și ei au fost cei care au avut cel mai mult și de suportat din cauza neprezenței mele în familie, în special în perioada după anul 2014, atunci când a fost primită această decizie foarte complicată de a deveni viceministru al culturii pentru perioada, apoi secretar general. De fiecare dată deciziile erau foarte greu primite și aici m-am susținut Sanda, soția mea, pe care am cunoscut în anul 1988, în timpul practicii muzeu la Sankt Petersburg. Eu revenit proaspăt din serviciul militar. Am revenit la un an, la anul 3 a facultății de istorie. Ea este ferie extraordinară. Preferă să nu se arate în public și să păstrează această intimitate a casei noastre, pe care am format o familie extraordinară. A făcut școala pedagogică din Orhei, terminând cu mențiune Universitatea de Stat din Moldova. A susținut o teză de doctor în sociolingvistică la Universitatea din Leipzig în perioada anilor 2003-2007 și ea mi asigură tot ce înseamnă neprezența în familie și punând pe umerii ei toate grijile casei, având grijă de copii, îi datorez enorm de mult. Sigur că mama mea Eugenia Șaru, care a lăsat o urmă extraordinară în sistemul de învățământ din raionul Căușani. A fost cea mai bună profesoară de chimie din raion, absolvenții ei în permanență, discipulii ei mai precis, ocupau locuri la olimpiadele republicane la chimie. La anul viitor împlinește o vârstă frumoasă de 80 de ani, este principalul critic al meu, este ferit foarte exigență, foarte corectă, dar în același timp vine dintr-o familie de 8 copii. Bunelul meu a decedat la vârstă de 54 de ani, lăsând 6 copii în care nu erau așezați, doar mama mea și sora, care erau deja căsătorite și atunci au avut o soartă foarte, foarte complicată, ea încercând să ajute și frații, ea a contribuit enorm la educarea mea. Tatăl din ceruri, dacă mă vede undeva, a plecat în viață la vârsta de 61 de ani. În afară de acesta am doi copii. Ca părinte, fiind un om în slujba educației, ca părinte, poate aveți, nu știu, anumite regrete? Regrete am. Am regrete fiindcă n-am putut să fiu întotdeauna alături de ei. Nu am întotdeauna fost în ziua de 1 septembrie, atunci când se începe anul de studii. Nu am fost alături de ei din cauza serviciilor la diferite activități la care ar fi trebuit ca părinte să fiu prezent, dar în același timp noi am folosit orice ocazie de a fi împreună. Împreună cu familia noi am descoperit România, pentru noi mănăstirile din Nord, Delta, zona Bucureștiului, toate zonele geografice din România ne-au cutreierat în lung și lat, deci istoria au știut-o de la. Am copii extraordinari care ne-am educat dragoste pentru muncă. Au fost ambii câștigători olimpiadilor republicane la limba germană. Un regret îl mai am că Cristina, fiind șefă de promoție, terminând licență la Universitatea din Londra, mi-am găsit o scuză și n-am putut să merg
ca tată în momentul de cum când își rostea în discursul, exact în maniera în care n-am putut să fiu alături de fiul meu, Roma, care și-a făcut studiile la o universitate din Berlin, la Freie Universitate, astăzi lucrează la o companie internațională în Barcelona. Fiica mea s-a întors acasă, a făcut un master la Facultatea de Economie, sigur că la Universitatea de Stat din Moldova, pe care l-a terminat de asemenea numai pe note de 10, știi, la perfecție 6 limbi, și o mamă extraordinară, mi-a dus trei nepoți. Mi-a dus trei nepoți, avem casa plină, când ne șezăm la masă, suntem 8, iar când se întoarce și fiul din Spania, 9, o perioadă îndelungată activitatea, activat la distanță. Deci am o familie extraordinară, aceștia sunt stâlpii familiei mele. Am și un genere extraordinar și contează foarte mult când iubește fiica și iubește copiii și este alături de fiica mea, Cristina. Dar, repet, indiferent unde am fost, regimul meu nu s-a schimbat. La 6 dimineață la serviciu, chiar dacă mă trezesc la orele 4, de la orele 4 până la orele 6 îmi sistematizez toate gândurile, citesc presa, mai puțin citesc literatura artistică, din păcate, mai mult literatură de specialitate, dar și literatură de specialitate în ultimul timp devine un privilegiu, fiindcă grijile universității, multiple proiecte pe care le avem și am regrete. Dar am și trebuie să le recunosc. Metaforic vorbind, aveți și mai mulți copii. Ne referim la studenții acestei țări. Întrebarea ar fi, pot studenții să vă devină prieteni? Sigur. Sigur, și pentru mine studenții prieteni este nu numai o maximă sau o lozincă adesea care este folosită, ea se realizează în practic. Eu urmăresc și mă bucur de succesele și realizările fiecare din aceștia și indiferent oriunde nu s-ar afla, sunt gata să reacționez la oricare din rugămințile lor. Ori atunci când revin la universitate și adesea răspund din moment când primesc diplomilor, aduceți-vă aminte de profesorii voștri dragi, fie din școală, fie de la universitate, state și veniți sau cu probleme sau cu succesele dumneavoastră și amintiți-le de ei numai în zilele lor de naștere sau nu numai în ziua profesională a pedagogului, dar și cu alte lucruri. Sunt așteptați întotdeauna de la universitate și eu țin foarte mult la studenții mei. Domnule Șarov, ați vorbit despre atât de frumos despre studenți, despre universitate, dar dacă încercăm să facem o introspecție în sistemul de învățământ superior astăzi în Republica Moldova, există corupție în universități? Se dă mită în cadrul universităților astăzi? Eu cred că dacă se vorbește de acest fenomen, înseamnă că el există undeva, vedem de cum și pe rețelele de socializare, dar eu prefer să vorbesc despre anumite semnale la care putem să reacționăm. La universitate am creat un sistem în care avem mai multe posibilități, fie pe o linie fierbinte, fie pe linia diferitor structuri care sunt create. Deci eu spun nu categoric pe corupție la universitate de stat din Moldova și în general de cum în sistemul educațional. Am să vă duc doar un exemplu. La universitate funcționează ora rectorului și nu-i aduc cu desila pe studenți. Au fost cazuri de cum au fost și 100 de studenți în sala Senatului și atunci când au fost și 30 de studenți. Acum cred că 4 luni, în aprilie, mai mult în luna aprilie acestui an, la ora rectorului, o domnișoară de la Facultatea de Litere zice, poți vedea și eu o întrebare nevinovată. Și uitați un blocul 3 al Universității Statului Moldova la Facultatea de Litere, scrie că e cafeaua naturală, dar se vinde cu 15 lei o cafea mies. Zic, haideți mâine dimineața la orele 9, vă aștept și vă servesc o cafea. Stau în rând, da, 10 persoane în față, niciuna nu primește bon fiscal. Culmea, atunci când solicit o cafea, mi se dă cafea, zic, că n-ați uitat nimic, zice, da, ce vă mai trebuie? Zic, da, bonul fiscal, zic, da, vă trebuie. Și-mi dă un bon fiscal expirat. Imediat după aceasta, peste o oră, studenții din ASUS, Asociația Studenților de la Universitate, au venit cu stickere, nu corupție, la universitate, am luat niște măsuri de dure, toți sunt preîntâmpinați, deci lucrurile acestea trebuie să vorbite de fiecare dată, a reacționa la fiecare din mesajul studenților sau
celor care observă asemenea acte. Totodată problema e în noi. Noi vorbim despre aceste acte, dar ne temem să le expunem. Dacă noi nu o să încercăm în această societate să reacționăm fiecare din noi la eventualele nereguli care se comit nu numai, zicem, în mediul universitar sau la școală, în general, în societate, schimbările nu se vor produce, schimbările sunt în noi. Schimbarea este în noi, într-adevăr, da. Vă mulțumim pentru această deschidere, pentru acest exemplu inclusiv pe care îl promovați și la nivel public. Noi, în această tentativă de a vă descoperi, avem câteva întrebări blitz, la care sperăm să ne răspundeți cu o replică maxim două, astfel încât să vă putem cunoaște pe deplin. Și prima întrebare ar fi, nu știu, în copilărie sau în maturitate, domnul Igor Șarov, a avut vreodată vreo poreclă? Am avut de mai multe. Așa, care? Da. A, șaric. Așa, da. Așa. Care în copilărie. Care este acel truc care vă scapă poate de emoții în fața publicului? Da, nu cred că am un truc. Aveți rezistență deja? Nu sunt sigur că am rezistență, dar m-ați pus într-o situație cu o întrebare la care niciodată nu m-am gândit. Nu cred că am vreun truc. Așa, foarte frumos. Ce fac oamenii în van? Ce este inutil în viziunea noastră? Atunci când se consumă în discuții inutile despre cineva, e o problemă. Și aceasta nu numai la oameni de știință și la alții. Discuții despre altcineva. Despre altcineva. Care ar fi acele trei calități pe care ar trebui să le posede un pedagog? Profesionalism, bunătate sufletească și dragoste pentru copii. Ați spus bunătate sufletească. Aveți imaginea unui om foarte bun. În același timp, ce l-ar înfuria pe Igor Șarov? Lașitatea. Și nu iubesc oamenii care se prefac. Ce este bogăția? Cea mai mare bogăție este familia. Iar pentru universitate acestea sunt studenții și profesori, oameni. Așa, oamenii. Oamenii. Care ar fi acea greșeală de neiertat în viziunea noastră? Trădarea. Trădarea. Care este bucuria, poate care nu se va repeta niciodată din viața dumneavoastră? Nașterea copiilor, nașterea nepoților. Când ați plâns ultima dată? Cred că la moartea domnului profesor Ion Niculiț, unul din patriarhii școlii de arheologie, dascălul meu, decanul de facultate în perioada anilor 95-2000, a plecat prea repede la începutul acestui an, în ianuarie, dintre noi. Ce sărbătoriți pe data de 1 decembrie? Sigur că pe data 1 decembrie este sărbătoarea a noastră, a tuturor a românilor, dar pentru mine este o conotație dublă, este ziua de naștere a mamei mele. La anul viitor, mamica mea împlinește 80 de ani și doresc multă sănătate și să ne fie în continuare alături. Să ne fie multă sănătate. Noi vă mulțumim. Mulțumesc frumos pentru deschiderea și participarea la acest interviu, un alt fel de interviu și pentru noi, bănuim și pentru dumneavoastră și mai mult pentru oamenii din viața dumneavoastră. Vă mai așteptăm la Obiectiv Comun, deja în temele cele pe care ne preocupă în fiecare zi. Mulțumim frumos. Da, vă mulțumesc și eu pentru această invitație și de altfel este o primă invitație de acest gen în care eu vorbesc despre familia mea, fiindcă atât eu cât și Sanda, ori mama, preferăm ca acest templu al familiei să rămână undeva parte de ochii lumei. Parte de ochii lumei. Într-adevăr, da. Nu o singură dată am discutat cu istoricul, ministrul, rectorul Igor Șarov. Iată, astăzi ne-ați permis să-l descoperim și pe copilul, tatăl, omul Igor Șarov. Este adevărat, mereu suntem studenți în școala vieții, dar există destine care, prin propriul exemplu, fac mai mult decât alții și sunt cei care participă la acest transfer de flacără. Vă mulțumim pentru răspunsuri, vă mai așteptăm la Obiectiv Comun. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. O seară frumoasă. Toate bune! Întrebarea câștigă România este următoarea. Generalul presei sportive, Cristian Țopescu, a fost de două ori campion național la fotbal, handbal, călărie sau tir cu arcul? Aflăm imediat răspunsul. După pauză.